Bine ai venit! O nouă săptămână, un nou videoclip și mai multe informații care să te ajute în dezvoltarea ta ca bărbat. Săptămâna aceasta am decis să vorbim despre cum să începi o conversație cu o fată. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre de ce primești sin și replici pentru sin, săptămâna aceasta vreau să bifăm și să completăm cercul despre cum ar trebui să începi o conversație ca să-ți răspundă și să ajungi la lucruri mult, mult mai faine cu ea. Deci, am anumite prietene care îmi trimit aproape zilnic exemple de conversații, de cum sunt băgate în seamă și ce poze primesc, ce mesaje primesc și rămân zi de zi uimit. La modul că, cât costă o seară cu tine, vrei să fii amanta mea, bună, frumoasă, ce faci, vrei să-mi vezi penisul, hai să petrecem o seară de neuitat, cât cer ca să ieși cu mine și alte mesaje de genul, exemple pe care ți le voi pune acum, ca să le vezi și să rămâi și tu uimit de felul cum abordează bărbații în ziua de azi. Și gândește-te că genul acesta de mesaje sunt aproape zilnic, cel puțin 100 de mesaje, în continuu, pe bandă rulantă, băgate acolo în spam la fiecare femeie pe care o abordezi, pe care vrei să fii cu ea, să ieși cu ea, să petreci momente frumoase cu ea și să ajungi, poate, să ai și o relație cu ea. Dar, serios acum, tu vezi acele mesaje? Eu rămân uimit și mă uimesc zi de zi și sunt mirat cum au ajuns bărbații să bage o femeie în seamă, să abordeze o femeie în modul ăsta. Adică, ei nu realizează sau nu-și dau seama că nu o să le răspundă niciodată sau nici măcar nu o să îi dea vreo atenție. Poate cel mai rău caz o să facă mișto de el. Dar nimic mai mult. Chiar zicea prietenul meu și cel care editează videoclipurile că aș putea să fac din toate acele imagini pe care le-am primit, toate acele exemple de așa nu, clar nu să începi, un întreg serial cu vreo 10 episoade. Deci, unul la mână. Nu începe niciodată o conversație în genul ăsta, fiindcă nu o să ajungi nicăieri. Poate cel mai rău caz, am zis, să te ia la mișto sau să râdă pe seama ta. Bun, revenind, cum să începe o conversație cu o fată? Am zis că femeia primește 999 de mesaje zilnic în inbox-ul ei. Tu dacă vii cu acest gen de mesaj sau cu bună sau ce faci, nu te diferențiezi cu nimic. Ea are validare zilnică prin care să-și o ridice. Femeia vrea ceva diferit. Femeia vrea ceva autentic. Tu trebuie să ai cheia care va deschide ușa ca tu să intri în cameră și să porți o întâlnire cu ea, să o cunoști mult mai bine. Și cum facem chestia asta? Păi, aplicăm principiul. Când 9 din 10 oameni fac la fel, tu fii al 10-lea diferit. Adică, pune ce simți și gândești momentul când te-ai uitat la ea pe profil. Dar când spun chestia asta, nu mă refer să fii bădăran, nesimțit sau cine știe cum altfel. Adică, una este să zici, mamă, ce teaș, bip, și una este să zici, bă, mi se pare că este o fată interesantă, dar pare că ascunzi ceva în spatele echipului tău. Trebuie să fii jucăuș, să fii playful și amuzant. Adică să oferi emoții pozitive. Și cum facem lucrul ăsta? Îți dau un principiu foarte simplu. Momentul când te uiți pe profilul ei, vezi ce sare în ochi. Uite pe profilul ei și primul lucru care ți-a sărit în ochi când te-ai uitat la ea, fă din acela un opener foarte bun. Adică, ca să-ți dau și un exemplu foarte bun ca să înțelegi, zile trecute mă uitam pe profilul unei fete și am văzut că este asistent medical. Mi-a venit, a, ce tare, mi-aș dori să am o asistentă lângă mine care să aibă grijă de mine. Și fix chestia asta am scris și i-am dat în momentul ăla. M-am diferențiat de toți restul bărbaților și a fost total diferit și autentic, dar și amuzant. Ghiși ce s-a întâmplat? Mi-a și răspuns și bineînțeles că am ajuns la lucruri mult mai faine cu ea. Deci, nu mai face ca restul bărbaților, fiindcă nu o să te diferențiezi cu absolut nimic, femeia nu o să-ți răspundă, o să primești mereu sin și vei avea același rezultat mereu. Aplică principiul, când 9 din 10 oameni fac la fel, tu fii al 10-lea diferit, autentic, amuzant și fă din lucrul ăla ceva foarte frumos. Aplică principiul ce sare în ochi și o să vezi cum pur și simplu inbox-ul tău o să se schimbe. Dacă dai mesaje, 5 mesaje, 10 mesaje la anumite femei cu autenticitatea ta, cu ceea ce gândești și ești și amuzant, o să vezi cum
poate, nu garantez, toate o să răspund. Hai poate 7 din 10, dar lucrurile se schimbă. Deci nu mai face chestia aia. De-aia sunt aici ca să te ajut, să-ți oferi informația, ca tu să înveți să ajungi un bărbat mult mai bun, mai bună versiunea ta. Și ca exercițiu vreau să îl faci pe următor. Timp de 2-3 săptămâni, zi de zi, bagă 5 femei în seamă. Adică creezi anumite openere cu ce sare în ochi. Așa îți crește creativitatea și imaginația, ca de fiecare dată când vrei să abordezi o femeie, să-ți vină instant ce vrei să zici. Și o să vezi cum o să evoluezi și o să fie super bine. Cam asta a fost pentru săptămâna asta. Aplică și fă acest exercițiu și ne vedem săptămâna viitoare cu alte informații, alte lucruri de calitate care să te ajute să treci la nivelul următor. Te salut, ne auzim săptămâna viitoare și zâmbește din nou că e gratis, este și foarte frumos afară.